În această primă parte a zilei, vă rog să îmi îngăduiți să vă aduc aminte de un pasaj din Scriptură în care doi dintre fiii lui Zebedei au venit împreună cu mama lor la Domnul Isus. Și au pus-o pe mama să rostească o cerere. Și știți care a fost cererea? Doamne, fă ca în împărăția ta acești doi fii ai mei. Să stea unul la stânga și unul la dreapta ta. Știți ce s-a întâmplat? Ucenicii au început să se certe. Mânie. Și Domnul a rostit următoarele cuvinte. Isus i-a chemat pe ucenicii care se certau și erau mânioși. Isus i-a chemat și le-a zis: Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire între voi să nu fie așa. Și acesta este titlul mesajului meu. Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Dragii mei, Aș vrea să îmi îngăduiți să vă aduc aminte că suntem în plină campanie electorală. N-ați uitat asta, nu? Nu vă lasă, tot ce e în jur nu vă lasă să uitați că e campanie electorală. Și știți cum e la campania electorală? Prima frământare mare când e campanie electorală e pe cine trece partidul pe liste. Și listele astea sunt marea frământare a tuturor. între voi să nu fie așa. Eu aș vrea să mă îngăduiți ca din capul locului să vă aduc aminte că biserica este a lui Hristos. O, dacă v-ați împreună cu mine, eu ca unul care am fost de la începuturi și mă uit înapoi și nu pot să zic altceva decât această lucrare este lucrarea făcută de Domnul ținută de Domnul, purtată de Domnul. Și tocmai de aceea este o mare greșeală să uităm o clipă măcar de faptul că lucrarea care se face aici trebuie să fie totdeauna lucrarea Domnului. Eu mereu mă rog Domnului și zic, Doamne, nu mă lăsa niciodată să fac lucrare omenească, ci călăuzește Tu lucrarea Ta. Uh. Acum noi căutăm să ferim biserica de spiritul lumesc. nu așa? Ne rugăm Domnului ca moda lumii să nu pătrundă în biserică. Sigur. Ne rugăm Domnului ca valorile lumii să nu pătrundă în biserică. Ne rugăm Domnului ca obiceiurile lumii să nu pătrundă în biserică. Dar atenție să nu ne scape din vedere că nici modul lumesc de alegere nu trebuie să intre în biserică. Am primit, când eram responsabil de comunitatea de la Arad, cu câțiva ani în urmă, am primit o contestație după niște alegeri. Am luat contestația aceea în mână și am citit așa. Subsemnatul cu tare și cu tare, fac contestația la alegerile care s-au făcut în biserica noastră pentru că alegerile nu s-au făcut în mod democratic. Am zâmbit și am zis, bieții oameni, bieții oameni care vor să aducă democrația în biserică. Știți ce înseamnă democrație? E așa se zice, democrația este atunci când puterea este controlată de popor. De fapt, era un dicton în vechime care zicea despre democrație așa, Vox Populi, Vox Dei. Adică vocea poporului e vocea zeilor. Un om deștept a parafrazat asta în vremurile noastre și a zis Vox Populi, Vox Derbedei. Pentru că ce se întâmplă? În democrație adesea, cel ce strigă mai tare și se face auzit glasul mai tare, acela vrea să aibă biruință. Dragii mei, în Biserica Domnului, ne rugăm Domnului să nu fie democrație, să fie teocrație. Știți ce înseamnă asta? Conducerea o asigură Domnul. Pentru asta ne rugăm. Și pentru asta ne rugăm ca Domnul să ne dea călăuzire atunci când alegem. Pentru că aș vrea să înțelegem ceva. Domnul a zis clar, și dacă vreți să repet aceasta, între voi să nu fie ca în lume. Dar vai din nefericire, atâția oameni confundă lucrarea unei biserici cu lucrarea omenească. Se uită ce se întâmplă în jur, se uită ce se întâmplă în partidele politice, se, întâmplă, se uită ce se întâmplă în dreapta și în stânga. Și cred că și biserica trebuie să fie așa. Nu, dragii mei, categoric nu. Noi ne rugăm ca în biserică să fie întotdeauna ridicați pentru slujire oameni pe care alege Domnul. Scumpii mei, ce trebuie să facă oamenii aceștia pe care îi alege Domnul? Să împlinească scopurile pe care le are Dumnezeu cu biserica. Și care sunt scopurile bisericii? Simplu. Evangelizarea lumii este un scop al bisericii. Ce trebuie să facă cei ce sunt aleși să slujească în biserică? Să ajute biserica să avanseze spre evangelizare și spre împlinirea scopului ei. Un alt scop al bisericii este maturizarea credincioșilor. Cei aleși trebuie să fie oameni care ajută la maturizarea credincioșilor. Pentru că zice Scriptura, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Un alt scop al bisericii este părtășia credincioșilor, pentru că zice fapte 2 cu 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și asta trebuie încurajată tot de cei ce sunt puși de Dumnezeu în fruntea poporului. De asemenea, ei stăruiau în frângerea pâinii, adică în ancorarea bisericii, în lucrarea jertfitoare a Domnului Isus. E foarte important lucrul acesta. Apoi, un alt scop al bisericii este închinarea. Și aici trebuie cineva să coordoneze închinarea. Un alt scop este învățătura. Trebuie să fie oameni care pot să dea învățătură. Dragii mei, ne rugăm Domnului ca cei ce sunt puși în fruntea Bisericii să fie întotdeauna oameni care să facă voia lui Dumnezeu. Știți prin ce sunt diferiți cei ce sunt ordinați de cei ce nu sunt ordinați în Biserică? Știți care e diferența între ei? Exact diferența care este între soț și soție în familie nu sunt oameni superiori. De fel. Așa cum soțul și soția sunt una și sunt egali și, și unul și altul are nevoie de mântuirea Domnului Isus, dar diferența între soț și soție este că unul are autoritate mai mare decât celălalt. Atâta tot. Există structuri de autoritate. Și tocmai de aceea eu mă rog lui Dumnezeu ca noi, cei ce suntem astăzi aici, să facem diferența între conceptul lumesc și conceptul dumnezeiesc de conducere a bisericii. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ne uităm la oamenii folosiți de Dumnezeu și știți cum îi numește Scriptura? Avram, slujitorul lui Dumnezeu, așa îl numește Scriptura. Moise, slujitorul lui Dumnezeu. Iosua, știți cum îl numește? Slujitorul lui Moise, Caleb, slujitorul lui Dumnezeu, Samuel, slujitorul lui Dumnezeu, David, la un moment dat este numit slujitorul lui Saul și apoi slujitorul lui Dumnezeu. Ilie, slujitorul lui Dumnezeu și lista poate să continue. Uitați-vă cum se prezintă Pavel. Pavel, rob al lui Dumnezeu și al lui Isus Hristos. Sigur că este un verset în Scriptură pe care unii îl înțeleg oarecum greșit. Adică nu-l citesc în context și când nu citești în context ceva, Dai de bai. Când scoți din context un verset din Scriptură, poți să dovedești ce vrei tu. Numai că Scriptura trebuie înțeleasă, citită și înțeleasă în contextul ei. Este un verset în 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1, care spune așa. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și dacă te oprești la acest verset din Scriptură, zici, asta e dorim să fim episcopi. Numai că Scriptura continuă și zice, dar trebuie ca episcopul să fie. Și atunci e o listă lungă. Să fie om fără prihană, să fie un om care are o bună mărturie în familie, în societate, în biserică și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt văzute acolo. Trebuie să se vadă chemarea lui Dumnezeu, trebuie să se vadă care inimă pentru lucrare, trebuie să se vadă care caracter. Din nou vă chem, uitați-vă în Scriptură și veți vedea oamenii care sunt aleși de Dumnezeu. Nu au fost oameni care au strălucit în mod deosebit, dar Dumnezeu i-a trecut printr-un proces al devenirii. Este o diferență între a fi și a deveni. Este o diferență între a dori și a deveni. Procesul devenirii adesea dureros, atât de dureros procesul devenirii. Însă, dragii mei, ceea ce vreau să subliniez astăzi este că Dumnezeu analizează motivația fiecărui om atunci când este vorba de intrare în lucrare. Dumnezeu cercetează inima și rărunchii. El știe ce gândim, ce avem în noi. Uitați-vă, există oameni care vor să facă ceva cu motivație greșită. Domnul Iisus vorbește despre farisei și zice așa, toate faptele lor le fac pentru a fi văzuți de oameni. Și le zice în altă parte, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare o sândă. Știți că există motivații greșite pentru care cineva dorește să fie episcop? Motivații greșite. Care sunt acestea? De exemplu, dorința de a face lucrarea mai mult decât de a împlini nevoile poporului. Adică, le așa de dragă lucrarea, încât le e mai dragă ca și ogorul în care trebuie să lucreze. E o motivație greșită, dragii mei. Dorința de putere, de a avea influență. Că vezi, Doamne, ăla de la Amvon zice să ne ridicăm și toată lumea se ridică. Ăla de la Amvon zice să ocupăm locurile. Ăla de la Amvon, mai că vine să ilustrez asta, că mai știu câtă experiență am în slujire, acum știu tot felul de, de oameni și de situații care crede că dacă a spus el donare este liberă, ăla rezolvat. Dragii mei, motivații greșite, dorința de a avea putere, dorința de a avea poziție, e o motivație greșită, dorința de a avea mai multă autoritate. Vreau să spun ceva, autoritatea o dă Domnul. Autoritatea o dă cel preanalt. Când noi încercăm să avem autoritate, va de ea. Alții dorința de a avea un titlu, dorința de a fi respectați, dorința de a le spune altora, dorința de a fi văzuți de oameni, dorința de a-l întrece pe cineva, motivații greșite. Dorința de a arăta cineva talentele și abilitățile, dorința de a arăta că este mai bun decât alții, dorința de a fi slujit, dorința de a fi în ochii publicului, toate acestea sunt motivații greșite. Dar există motivații bune și mă rog Domnului ca toți cei ce slujești la poarta cerului să aibă motivații bune. Care sunt motivațiile bune? Să-i slujești pe alții și să le împlinești nevoile. Ce ziceți? Se poate asta și fără ordinare, să-i slujești pe alții, să le împlinești nevoile? Să-i ajuți pe alții să aibă succes în lucrarea lui Dumnezeu. Cum zicea Ioan, trebuie ca el să crească, eu să mă micșorez. Gândiți-vă la Ionatan, când a văzut chemarea lui Dumnezeu în David, Ionatan, chiar dacă era fiul de rege, l-a ajutat pe David să crească. Se poate face asta? Să-i ajuți pe alții să crească, dacă nu ești ordinat. Ce zici? Merge? Uh -huh. Să arăți dragostea și mila lui Dumnezeu pentru cei ce au nevoie disperată de ea. Să fii credincios față de Dumnezeu și să faci voia Lui pentru tine și pentru cei din jur. Să conduci pe alții la Hristos, să-i ții în unitate pe cei ce sunt ai Domnului, să-i ajuți pe cei bolnavi spiritual, sărați spiritual și apăsați. Dragii mei, eu vreau astăzi să vă spun câteva momente că cei ce intră în lucrarea Domnului trebuie să aibă întâi chemare. Puteți să ziceți toți cuvântul chemare. Trebuie să aibă inimă. Și trebuie să aibă caracter. Amen. Acum, sigur că la sfârșitul slujbei vă voi da mai multe detalii în sensul acesta. Deocamdată predicăm Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă spun că toate cele pe care le-am amintit sunt absolut necesare pentru un om care face pași în a fi consacrat pentru o lucrare anume. De ce sunt atât de importante? Știți dumneavoastră că necesitatea chemării lui Dumnezeu este, este una absolută. Fără chemarea lui Dumnezeu e așa de greu să faci lucrarea Domnului. Ascultați-mă, lucrarea nu e ușoară, lucrarea are multe provocări, dar dacă te-a chemat Domnul, El este cu tine în toate. De nu te-a chemat Domnul, dar zice Domnul, na, descurcă-te. Descurcă-te, frate! Și vai ce greu e să te descurci, pentru că uitați-vă, dumneavoastră, Într-o familie e greu câteodată să împaci doi, trei, dar mite niște sute de oameni. Dragii mei, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că există trei categorii în funcție de chemare. Oameni autochemați sau autotrimiși în lucrare, oameni trimiși de oameni și oameni trimiși de Dumnezeu. Ca să exemplific, cei ce sunt autopropuși, autotrimiși, autochemați. Vă dau un exemplu, că trebuie să fiu scurt, timpul e destul de presant. Avem în Biblie pe unul core. Citiți numeri, capitolul 16, 17 și veți vedea despre core. Știți ce a făcut core în poporul lui Israel? Zice stare. R, E S, C, O, zice ce stare că voi. <laughs> Răscoală. <laughs> De ce a făcut-o? Pentru că, uitați-vă dumneavoastră, dacă ne uităm la progresia lui, lui Core, în Iuda există trei căi pe care le amendează cuvântul lui Dumnezeu tare. Calea lui Cain, calea lui Balam și calea lui Core. Toți au vrut să facă lucrarea Domnului. Dar fiți atenți, Core, Știți ce a făcut Core, omul pe care nu l-a chemat Dumnezeu, dar a vrut el să fie? Știți ce a făcut Core? În primul rând i-a provocat pe alții să se răscoale împotriva, împotriva celor chemați de Dumnezeu. Uitați-vă, număr 16 cu 2. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel. Nu că s-a răsculat el, i-a motivat și pe alții să se răscoale. Veniți și voi, dar ce, nu ei? Veniți și voi! Și uitați-vă, autotrimisul core. A început să critique în mod public pe cei pe care i-a chemat Domnul. Versetul 3 din numărul 16 zice, ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis, destul căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor, pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Nu vi se pare interesant? aduce core acuzații celor puși de Dumnezeu, dar prin prisma ce văd ei, ei vedeau asta, zice, pentru ce vă ridicați deasupra? Pentru ce vă ridicați deasupra, mai presus de adunarea Domnului? Nu observați dumneavoastră că învinovățește pe Moise și pe Aron de lucruri pe care ei și le doreau să se ridice mai presus de adunarea Domnului. Bietul Core, Vedem pe Moise cum vorbește după aceea în numele Domnului și au vorbit cu blândețe Moise. Și a venit Dumnezeu să se judece după aceea cu, cu cei răzvrătiți. Zice Moise așa, va lăsat să vă apropiați de el pe tine și pe toți frații tăi, pe copilul lui Levi. Și acum mai voiți și preoția. Adică știți ce înseamnă? Core, nu s-a mulțumit cu ce a fost dat. L-ai făcut atâta, dar trebuie atâta. L-ai făcut atâta, trebuie atâta. Dragii mei, vă chem astăzi să fim oameni înțelepți. Să fim oameni înțelepți. În poporul Domnului e nevoie de oameni care au chemarea Domnului. Și au continuat să murmure, zice cuvântul număr 16 cu 11, de aceea, te adun tu și ceata ta împotriva Domnului, că cine este Aron ca să cârtiți împotriva lui? Iată, oameni autopropuși, autochemați. Exemplu core. Apoi, oameni chemați de oameni, doriți de cei mulți. La un moment dat vă dau un alt exemplu din scriptură. Saul. Știți că la un moment dat poporul lui Dumnezeu s-a uitat spre Samuel, l-a văzut că este în vârstă și s-a apropiat Israelul cu bătrânii lui. Zice, toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate popoarele, inspirați de la popoarele din jur. Și Dumnezeu i-a zis lui Samuel, nu te necăji, Samuele, nu pe tine te resping, ci pe mine. Și atunci zice Domnul Samuel, spune poporului următoarele cuvinte și vă rog să fiți atenți ce înseamnă unul pe care l-au pus oamenii. 1 Samuel, capitolul 8, începând cu versetul 11. El a zis, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui ca să alerge înaintea carului lui îi va pune căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 50 și îi va întrebuința la ratul pământului lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. Va lua pe robii și robele voastre cei mai buni boi și măgă carei ai voștri și va întrebuința la lucrările lui. Va lua zeciuială din oile voastre. Vă întreb eu, ați văzut niște cuvinte subliniate aici, verbal? Ce am subliniat tare? Ce face cel pus de oameni? Va lua, va lua pentru ale lui, pentru ale lui. Dragii mei, vreau astăzi să vă chem să înțelegeți, oamenii puși de oameni sunt Puși de oameni și au deja un ascendent, m-ați vrut, înseamnă că trebuie să executați. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că noi ne dorim întotdeauna a treia categorie. Nu oameni auto-trimiși, nu oameni trimiși de oameni, ci oameni trimiși de Dumnezeu. Amin, Doamne, ajută-ne. Dumnezeu este cel ce cheamă și cheamă oamenii bani într-un fel ba în altul să fiți atenți. El cheamă oamenii când într-un fel, când în altul. Cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Avrame, ieși! Cum l-a chemat Dumnezeu pe Iosif? Printr-un vis. Cum a chemat Dumnezeu pe Moise? La rugul aprins. Cum cheamă Dumnezeu? E treaba lui, el cheamă în mod diferit. Cum l-a chemat pe Iosua? Prin Moise. Dumnezeu cheamă ba într-un fel, ba în altul. Important e să fie chemarea Domnului. Și cei ce sunt chemați de Domnul trebuie să știe prin Duhul care l-a pus Dumnezeu în ei că sunt chemați. Și lucrul acesta trebuie să fie văzut de cei din jur. Chemarea se vede, dragii mei. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură la cei chemați de Domnul, vă rog să remarcați, timpul nu ne permite. Când l-a chemat Domnul pe Moise, știți care a fost atitudinea lui Moise în fața chemării lui Dumnezeu? Ce a zis? Bine, Doamne, bine că te-ai gândit la mine. Acum, Doamne, chiar ai nimerit-o. Așa a zis Moise? Nu? Doamne, trimite pe cine vrei tu să trimiți. Doamne, nu vezi că eu sunt gângav, deși Scriptura spune prin cuvântarea lui Ștefan că Moise era un om tare în cuvinte și în fapte. Și totuși el se vedea neputincios în fața unei lucrări așa de mari. Știți care a fost reacția lui Moise când a fost chemat? A fost refractar și a zis, Doamne, Doamne, nu o să mă creadă, Doamne, nu o să mă primească, Doamne, asta a fost atitudinea celui chemat de Domnul. Gândiți-vă la Ieremia, l-a chemat Domnul pe Ieremia să fie proroc. Și a zis, Doamne, eu sunt numai un copil, nu, nu da mie sarcina asta mare, e prea mult pentru mine. Gândiți-vă la Gedeon pe care l-a chemat Domnul. Doamne, eu sunt cel mai mic, familia mea, seminția cea mai mică, familia cea mai mică, eu sunt cel mai mic. Știți ce înseamnă asta? Că în fața lucrării lui Dumnezeu, oamenii care conștientizează importanța lucrării lui Dumnezeu, nu dau din cote să ajungă acolo. Ci știți ce spun? Doamne, e prea mult pentru, pentru ceea ce pot eu. Eu îmi văd neputința și nimicnicia, eu îmi văd slăbiciunea. Și vreau să știți asta, frații mei, nu sunt aici să mă predic pe mine, dar stau și mă mir de lucrările pe care le face Domnul, nu omul. Stau și mă mir și zic, Doamne, ce ai găsit? Pentru că eu îmi văd neputința și nimicnicia. Dar cel ce cheamă este Domnul și când El cheamă, El și întărește. Apoi, dragii mei, dacă e necesară chemarea, vreau să știți, e necesară inima. Un om chemat de Dumnezeu trebuie să aibă inimă de tată, inimă părintească. Știți cum e inima de tată? Blândă. Dar numai blândă taților care sunteți aici. Chiar numai blând sunteți totdeauna cu copiii voștri. Blândețe, dar și mustrare. Le găsiți pe toate împreună când vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu. Veți găsi la oaltă și autoritate și dragoste, veți găsi și corecție, dar veți găsi și iertare, veți găsi avertizare, veți găsi și bunătate. Așa lucrează Domnul prin cei ce au o inimă de tată. Trebuie să aibă inimă de păstor? Știți cum e inima de păstor? Nu duce turma unde îi convine lui, ci păstorul duce turma acolo unde turma poate să aibă cea mai bună hrană, era o vorbă românească. domne, calul meu poate să fie și o murțoagă, numai să țin eu hățurile. Nu se poate așa în lucrarea Domnului, ci trebuie cât se poate de bine. Ceea ce Domnul a pregătit să dea, aceea trebuie recunoscut. Chemare trebuie să fie, inimă trebuie să fie, caracter trebuie să fie. O, dragii mei, cât de important este caracterul. Câteodată ne uităm doar la carisma cuiva și uitați-vă dumneavoastră în istoria recentă, oameni care au carismă deosebită și care au făcut atâta pagubă lucrării lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, aș vrea să vă chem în această zi să înțelegem că dacă sunt importante lucruri pentru cei chemați în slujbă, importantă e chemarea, importantă este inima, important este caracterul. Între voi să nu fie ca în lume, ci între voi să fie